Cazul lui Veceslav Platon, reținut de curând la Kiev, este examinat de magistrații de la judecătoria Pecersk din Ucraina. Ședința a început miercuri și continuă astăzi. Procurorii cer 40 de zile de arest pentru omul de afaceri, care este acuzat de autoritățile abilitate ale Republicii Moldova de escrocherie și spălare de bani. Avocatul lui Veceslav Platon a menționat că acesta a căzut în leșin miercuri în sala de judecată și a fost nevoie de întreruperea ședinței. Totodată, potrivit lui Gleb Seghida, un reprezentant al ambasadei Moldovei în Ucraina este prezent și intră periodic în sala de judecată. Ședința continuă în regim închis. Avocatul a mai spus că Veceslav Platon deține documente care reprezintă o adevărată bombă informațională pentru conducerea de vârf a Republicii Moldova. În același timp, liderul PCRM Vladimir Voronin a avut azi o reacție în stilul său caracteristic la întrebarea jurnaliștilor ce crede despre reținerea lui Veceslav Platon. Eu cred că azi e sărbătoarea Kneazului Vladimir și eu am fost la mănăstire de dimineață și m-am rugat și pentru voi și pentru toată Moldova, a spus liderul comunist. Amintim că în toamna anului 2014 Voronin a făcut niște dezvăluiri bombă vis-a-vis de faptul că Marc Tkaciuk, fost deputat PCRM, i-a propus includerea în lista electorală a formațiunii mai mulți oameni de afaceri, printre care era și, după cum s-a exprimat Voronin, un oarecare Veceslav Platon. Pentru că Voronin nu a acceptat lista lui Tkaciuk, ultimul a părăsit Partidul Comuniștilor. Să vezi și să nu crezi sau un exemplu pentru primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Tverskaya, una dintre cele mai importante străzi din Moscova, Rusia, a fost reparată în doar 24 de ore. Muncitorii au lucrat de zor, strada fiind acoperită cu beton asfaltic,